Bună, dragilor, astăzi o să facem un step-by-step, nu cred că step-by-step, dar o să vă arăt cum mă machiez eu, as a daily basic. Nu știu de ce râde. Step-by-step, de fapt nu chiar un step-by-step. Da, nu e un step-by-step, este mai mult. Deci, în primul rând, nu sunt make-up artist, n-am absolut niciun talent, de-aia am chemat-o astăzi pe Ștefania. Ea este make-up artist și lucrează cu mine de câțiva ani. Și am chemat-o să vă și ajute cumva, să vă dea niște sfaturi, pentru că de la mine nu o să învățați nimic. Eu o să vă arăt doar cum mă machez eu de obicei, încât să nu arăt oribil. Adică, asta, cam asta e ideea. Bun, și o să vă arăt și ce produse folosesc. Sunt cât de cât ok pentru mine. Acum o să văd. Eu am un ten destul de zin cum îl am. Mix, cred, și uscat. Am un ten mix. Bun. O să vă arăt întâi. Vă arăt întâi cu ce m-am demachiat de la Eva Term. Este o firmă foarte ok și destul de naturală. Mai folosesc și de la Garnier. Depinde acum cum mă trezesc. Sau Bioderma, nu? Și ăla este foarte bun. Cum vă spuneam, folosesc de obicei ăsta. Fondul ăsta de ten de la Vichy, Derma Blend. Este undeva, cred că 15, pentru că eu am o față foarte, foarte deschisă. Un ten destul de alb. O regulă în aplicarea fondului de ten, precum și a cremelor, este faptul că se aplică totdeauna cu mișcări în sus, nu în jos, cum vrei tu. Da. Și uneori chiar circulare, pentru a fost de pot să fac așa, deci... Și eu chiar credeam că o să dau pe spate pe Ștefania, că știu să mă dau fond de ten, dar nici măcar atât nu știu. În sus, în sus, da. În jos. Deci de bea mi-a spus, cum vedeți. Eu cred că sunt... Și nu dai ca și când vopsești. Dai mai așa. Dragă, știu și eu, gata, lasă. Stai că... V-am zis că nu sunt... Deci nu vă luați după mine, Ștefania. Poți ce e, nu zi, la pești pe mână. Și după aia la pui pe... pensulă, fiindcă așa am încarc și foarte mult pensula și tot fondul de ten rămâne acolo. Am ales pensula asta, care este foarte moale și foarte bună, pentru că așa îmi zice Ștefania. Eu am câteva produse, dar eu nu știu să le folosesc. De-a lungul timpului am lucrat cu mulți make-up artiști care mi-au spus trebuie să-ți iei în trusa ta de machiaj, aia. Mi-am luat foarte multe chestii pe care nu le folosesc, pentru că eu de obicei mă dau doar cu fond de ten și eventual conturat și mărime. Care teoretic se zice mascara. Ok, mi-aplic... Da. Anticearcă. Și anticearcă, nu-l aplici până la gene. Îl aplici un pic mai jos, aici. În linia aceasta care este aici. Da. În zona aceasta, unde e diferența de culoare, știi? Acolo se aplică și dai în sus și în jos, să se piardă așa. Hai să facem un pariu cumva. Dacă este machiajul cum trebuie... Ies în oraș, dacă nu, mă duc și mă culc. Faci 5, da? Ok. Faci 5, dacă nu... Deci pierzi 10 lei. Deja a fost să iei din geantă, că nu am văzut că multe persoane își cumpără pudra în funcție de, nu știu... Dacă sunt mai bronzate, își cumpără o pudră mai închisă. Doamne, ferește! Eu, sincer, am o singură pudră translucidă, care o folosesc pe orice tip de ten, fiindcă rolul pudrei este să matifieze, nu să acopere, deci nu să acopere o imperfecțiune. Acela este rolul pudrei de ten. Așa. Deci, dacă nu vreți să fiți pițipoance, nu vă dați cu pudră mult mai închisă pe față. Pentru sprâncene, acum este partea cu sprâncenele, nu mă pricep absolut deloc să le fac, dar o să mă chinui de data asta, de obicei nu fac nimic, le las așa. Folosesc de la Make Up For Ever aceste produse, cred că unul este 15, unul este 30. Unul folosește când are 80 de ani. Da, asta de obicei când îmi fac părul mai închis, de exemplu acum câteva săptămâni foloseam pe ăsta și 15... Când am părut blond, acum le combinăm pentru că sunt între, da? Bun, o să încerc să le aplic, dar este foarte greu pentru că nu mă pricep absolut deloc. Dar o să rog pe Ștefania să-mi dea direcții. Hai să începem să încercăm. Da. Deci, în primul rând, o sprânceană trebuie să aibă un efect de ombre. Ce înseamnă asta? Punctul cel mai închis trebuie să pornească de aici, de la punctul maxim al arcadei și spre
forma feței tale este de diamant. Da. De aceea trebuie să absorbezi pumeții cumva acolo jos. Nu orizontală, pe verticală. Cred că fac bine asta. Da, da, chiar da. Iar și o chestie. Când aplici conturul în sus și asta. Și asta, dar intensitatea, nu știu un pic să se vadă, intensitatea de aici până aici trebuie să fie aceeași. Aici trebuie să fie intensitatea maximă și se piardă cumva în jos. Deci... Asta e intensitatea maximă, gata. Da. În cazul în care simți că ai dat prea mult, poți să folosești pensula de fond de ten și ia, o să știi tu că nu... Am dat prea mult? Nu am dat prea, prea mult. Dar zic așa o chestie. Da? Mai fac câte ori și aici, da. Una ori îți aplic și aici pentru a alege fața. Și eu îmi dau aici. Pentru ochi folosesc mai multe produse, dar acum am ales să îmi pun un maroniu așa, pentru că după aceea vreau să-mi fac un eyeliner, la care probabil o să stric tot machiajul și o să mă demachiez. Am de la Inglot paleta aceasta, o să folosesc un maro. Ok. Ce vreau să spun? După ce pui pensula pe produs, e bine să încerci un pic și pe mână, știi, să nu, în momentul în care pui pensula pe ochi, să nu fie dintr-o dată prea mult și e bine să te scuturi un pic, surplusul de produs. Și prin mișcări circulare, se numește blending. Facem blending, dragă, cu mișcări circulare, asta îmi spune Ștefania. Am două modalități prin care îmi aplic eyelinerul. Îl folosesc de obicei pentru că este mult mai ușor din punctul meu de vedere, teoretic nu ar trebui să fie. Nu e așa atât de profi. Folosesc acest creion, cred că se numește de eyeliner, de la Bourjois. Este foarte ieftin. Totul este foarte ieftin, da? Sau folosesc, am de la Make Up Forever. Este eyeliner. Nu știu, gel. E gel, da, și folosesc și cum cu pensula, dar cum am eu două mâini stângi și când nu e Ștefania lângă mine, folosesc asta, așa că o să încerc și acum. Dar să vedem dacă pot să-mi aplic. De obicei, în ochii mei se vine. Din câte știu, acum Ștefania nu va trebui să-mi spună cum îmi fac eyelinerul, o să încerc să-mi fac singură. Hai, facem pariu dacă ți-i faci pământul la fel. Nu mi-i fac pe amândoi la fel, nu? Iar nu mai fac. Tu vrei să te îmbogățești, vrei să îmbogățească. Eu zic că ți-i faci pe amândoi la fel. Eu zic că nu. Hai, după ce? Și mâine am suc, da? Da, mă, deci... Eu nu vreau sucuri. Nu, plătești firma. Plătești firma. Nu, deja am greșit. De obicei, când îmi fac eyeliner-ul, urmăresc cum am aici terminarea de la ochi. Cum se numește? Colțul ochiului extern. Terminarea de la ochi. Urmăresc linia și o duc în sus cât pot de mult. Nu știu, ce-mi place să fie destul de arfinte. Acum ce spre colțul extern al stâncenii? Putea să duci, adică care pe? Nu știu. Întâi fac linia asta și încerc să o fac și pe asta, de obicei să fie egale, dar nu cred că o să-mi iasă. Și doar că când faci linia, să așa? Nu fie de aceeași grosime de unde pornești, încearcă să fieți așa un pic, știi? Nu o să pot să fac asta, dar încercați voi acasă. Poate reușiți. Ia mă laudă că mi-am făcut bine eyeliner, dar nu mă serios. Ia, foarte frumos. Mi le-am făcut bine, ești de mine, ce mi le-am făcut bine. Am ajuns la partea de mascara. Folosesc mai multe rimeluri. Ci că nu e corect să spui rimel, ci doar mascara, dar eu spun rimel. Și folosesc rimel de la Rimel. Acesta este un produs nou, din câte știu, încă n-a apărut pe piață, dar toate produsele de la ei sunt ok. Nu mă dau foarte mult, că nu-mi place să am
gen. Eu oricum am genele destul de lungi și mi se pare că dacă încerc să le dau foarte mult, arăt ca un băianjă și mi-e place. Stefania mi-a dat cadou astăzi, nu ți-o mai dau înapoi. Mi-a dat o pensulă care este un fel de rimel, care este un fel de... Nu-mi dau seama. Și eu una o folosesc pentru a descurca genele înainte de a aplica rimelul și după ce aplic rimelul pentru a le lua sub plicul de produs. Ia să vedem. Fac bine? Da. Așa și poți să dai și de deasupra. Adică să fii așa, așa, ca și... Așa, exact. Ce tare sunt. Ok, o să folosesc întâi perița mea care m-a dat și cu fond de ten. Nu acum, am spălat-o, da? Îmi place foarte mult să mă dau cu iluminator, pentru că mi se pare că îmi scoate pomeții în evidență foarte mult. Și mie îmi place chestia asta, îmi place. Chiar mi se face. Nu știu dacă se vede efectul ăsta în cameră, se vede? Vlad, cameramanul, spune. Care efect? Ok, un bărbat, care efect? Dragile mele, nu este așa, chiar se vede. El cred că nimeni nu-l dă seama aia că-s machiată. Mai punem și pe arcadă niște iluminatori, pentru că îmi place să fiu strălucitoare. Am ajuns la partea de ruj, care îmi place mie foarte mult, de obicei mă dau ruj. Am două variante, ori sunt cu acest ruj mat care este foarte, foarte, foarte închis și foarte hardcore, ca să spun așa. Îmi place indigo, așa. E un indigo mauve albastru, nu-mi dau seama, dar este foarte tare. Și mai am varianta de nude. Asta este că e foarte ciudat, că eu sunt în două mooduri. Ori mă dau cu rujul ăsta care este foarte închis și foarte tare, ori mă dau cu nude. Așa o să aleg acum nude-ul, pentru că se pare că la machiajul ăsta sunt destul de mult machiată în zona ochilor și nu-mi place să-mi pun ruj. De obicei, când îmi pun ruj închis, nu mai fac nimic la ochi. Separată. Nu folosesc o pensulă separată. Acum o să mă certe Ștefania că nu mă dau bine. Acum, când chiar vrei. Eu cred că ești tot timpul pe fugă și tot timpul grăbită și de-aia vii tot timpul la mine cu o linie de eyeliner în sus și una la 30 de grade mai jos. Da, posibil. Dar de obicei nu prea am timp să mă machiez, așa că îmi dau repede cu ceva pe față. Și adevărul meu este, adevărul este că mi-e și foarte lene uneori să mă machiez. Să ies așa ca o cerșetoare pe strădă. Îmi place rujul ăsta, că este foarte mat așa. Da. Rujul ăsta este un ruj foarte mat și este foarte bun dacă ai iubit. Pentru că atunci când îl pun, se ia rujul pe buzele lui. Plus că poți să mănânci foarte mult și este foarte ok. Cam asta e. Nu pot să cred că m-am machiat singură și arată oarecum ok. Și mai bine, dar sunt mulțumită de mine. Merit un premiu, Ștefania. Foarte bine! Yay! Și acesta este rezultatul meu final. Mă bucur foarte mult că am făcut acest video. Am învățat și eu niște mici tocuri de la Ștefania, de față. O să-i pun niște link-uri pe clip aici jos undeva, nu știu unde o să le pun. Da, așa. Vă puteți uita pe profilul ei, are foarte multe machiaje faine și
cine știe, poate pe viitor o să facă și niște cursuri de make-up, eu o să fiu prima, pentru că sunt varză. Pe deja ești prima make-up. Da, sunt prima, uite, vreau acum mi-a fost. Facem acum oficial. Sper că v-a plăcut, o să facem mai multe clipuri, poate și ceva mai profi de make-up. Și vă mulțumesc să-mi dați subscribe, să-mi dați like, să-mi dați share. Dacă doriți, dacă îmi place. Nu, asta e. Love it. Bye.